Mulțumim, Dumnezeul nostru, îți mulțumim. Tot poporul acesta depinde de tine. Rugăciunile noastre sunt înaintea ta. Viețile noastre sunt deschise ca o carte, Doamne. Și venim la tine, la crucea lui Iisus Hristos, să-ți mulțumim. Știm că ne iubești, știm că ții la noi, știm că viața noastră e în mâna ta și firul nostru de viață e înfășurat pe degetul tău. Știm că noi nu vom muri niciodată și vom trăi veșnic, pentru că suntem copiii tăi mântuiți prin Hristos. Mulțumim pentru oamenii aceștia căror inimă e mângâiată, Doamne, al cărui duh este întărit prin credință. Mulțumim pentru vindecări și pentru încurajări. Mulțumim, Doamne, pentru că suntem înaintea Ta și Tu ne înconjori cum își înconjoară o cloșcă puiul ei. Îți mulțumim, Doamne. Mulțumim și pentru cuvântul Tău pe care îl vom citi și pentru cercetarea pe care Tu ne-o vei face prin Duhul Sfânt. În numele Domnului ne închinăm și îți mulțumim și poporul lui Dumnezeu să spună amin. Lăudat să fie Domnul! Frați și surori, o să citim Proverbe, capitolul 31. Proverbe, capitolul 31. Cuvintele împăratului Lemuel. Învățătura pe care i-o dădea mama sa. Ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun, fiul trupului meu? Ce să spun, fiule, rodul juruințelor mele? Nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Nu se cade împăraților Lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva bând să uite legea și să încalce drepturile tuturor celor nenorociți. Dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să bea să-și uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de necazurile lui. Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț, de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără, din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitori, are haine de in subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea leneviei. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea e deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Amin. Poporul Domnului, reocupați-vă locurile. Lăudăm pe Domnul pentru această seară pe care o petrecem în jurul persoanei Domnului Iisus, aici în sanctuarul Bisericii Betania.
Și ne bucurăm că suntem împreună cu dumneavoastră, frați și surori, tineri și mai în vârstă. Timpul acesta este dedicat lui Dumnezeu, de aceea nu vom face nimic pentru necesitățile noastre obișnuite. Ne vom ocupa de suflet și de slava lui Dumnezeu. Ne vom concentra asupra acestor lucruri cu insistență și cu responsabilitate. Duminică seara, anul acesta, am insistat asupra predicilor despre familie, spunând în ele că soții și soțiile de treabă nu sunt altceva decât oameni de treabă. În seara aceasta vom continua. Dacă vă mai aduceți aminte, am vorbit despre importanța familiei, scopul, nevoile, principiile familiei, prioritățile, reorientarea, responsabilitățile și de ceva timp vorbim despre riscurile familiei. Am vorbit despre riscurile bărbaților. Am amintit două dintre ele, imaturitatea și pofta. Ar mai fi dificultatea să-și manifeste iubirea. Dar nu vrem să insistăm așa de mult asupra amănuntelor. Și în seara aceasta o să spunem câte ceva și despre riscurile femeilor. Pe lângă faptul că riscurile acestea sunt pentru oameni, la modul general, dincolo de genul lor, femei sau bărbați, e adevărat că mașinile mari au riscuri specifice și mașinile mici de asemenea, dar au și riscuri comune, că cine merge pe stradă și are patru roți, ba chiar și două, dacă nu se oprește la culoarea roșie a semaforului, cam același lucru se întâmplă dacă vine o mașină din sens invers. Dar sunt și riscuri specifice. Atunci când vorbim despre riscurile femeii, femeii la singular sau femeilor la plural, opinia mea personală este că unul dintre cele mai mari este competiția. Socotesc altul ar fi fost în primul rând, dar aș vrea să prezint lucrurile acestea într-o manieră în care pot fi suferite, pentru că ce spui eu nu pot schimba, că nu-i de la mine, e de la Domnul, dar cum spun pot schimba, că asta este de la mine. Însă ce spun nu-i de la mine, e cuvântul din Scriptură, că sunt eu aici sau este un alt frate, tot acolo este că din carte vorbim. Competiția este una dintre problema femeilor. De ce? Scopul lui Dumnezeu cu soții este să se completeze în familie. Deoarece particularitățile, capacitatea și responsabilitățile lor sunt diferite și nu se întâlnesc la aceeași categorie ca să se lupte. Ei n-au motive să intre în competiție. Ei trebuie să se completeze, nu să concureze unul cu celălalt. Din nefericire, există tendința de concurență. Soții sunt egali în natură, dar sunt diferiți în responsabilități. Egalitatea dintre soți nu înseamnă nici egalitarism și nici omogenitate sau uniformizare. Ce înseamnă cuvintele astea? Egalitarismul este o concepție socială care anticipează, care preconizează o egalizare între oameni. Lucrul acesta nu există în familie. Ei sunt egali în natură, soții, dar au responsabilități diferite, lucru care îi face specifici și le dă individualitate. Al doilea termen, omogenizare. Atunci când vorbim despre competiție, spunem faptul că bărbatul este capul femeii, însă lucrul acesta nu presupune subordonarea ei, nu presupune dominarea ei, dar nici nu distruge egalitatea femeii cu bărbatul, așa cum se întâmplă în mentalitatea păgână. Dacă un om necredincios ar fi prezent sau pe internet ascultă predica aceasta, sunt momente când el va zâmbi, va disprețui, va batjocori. Fiindcă, dincolo de zidurile Bisericii lui Dumnezeu, unde Evanghelia nu este respectată
citită și onorată, lucrurile pe care noi le citim din carte cu privire la, la raportul dintre soți în familia creștină sunt străine. Ce vreau să spun este faptul că egalitatea soției cu soțul nu înseamnă masculinizarea soției. Soția rămâne femeie și feminitatea ei nu trebuie înlocuită. Dacă avioanele sunt conduse și de femei și dacă întâlnim și polițiști femei, lucru care nu se întâlnea acum 100 de ani, asta nu înseamnă că femeile acelea devin masculi. Egalitatea soției nu înseamnă dublarea soțului și completarea soțului. Atunci când vorbim despre competiție, afirmăm ce spune Biblia: Dumnezeu încredințează bărbatului oficiu de cap. Această afirmație nu-i valabilă în societate. A fost valabilă în societatea bunicilor și străbunicilor noștri. Dar ea nu-i valabilă în societatea contemporană. Nici măcar nu ar avea înțelegerea cuvântului cap. Numai cititorii de Biblie, oameni obișnuiți cu acest vocabular, pot înțelege în mare măsură ce înseamnă asta. O să citesc câteva cuvinte din carte. Uitați-vă, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei. Această afirmație nu-i făcută de Biserica Pentecostală, nu-i făcută de pastorul dumneavoastră, este făcută de Dumnezeu și revelația aceasta a fost făcută cu aproximativ 2000 de ani în urmă prin marele apostol Pavel, care este un apostol creștin al bisericilor istorice, ortodoxe și catolice, al bisericilor evanghelice, protestante și neoprotestante. Orice creștin știe că aceste cuvinte sunt din Biblie, cartea lui Dumnezeu. Și această revelație nu ține cont de mersul societății. Noi ne este greu să afirmăm lucrurile astea, pentru că în lumea în care noi trăim, aceste afirmații sunt disprețuite, sunt glume. Pentru că oamenii nu-L cinstesc pe Dumnezeu, nu cred în El, nu-L respectă și, bineînțeles, nu-I respectă cuvântul. Dar Biblia spune aceasta și cine-L iubește pe Dumnezeu, îi iubește cuvântul. Viața noastră trebuie îndreptată după cuvântul Domnului, nu după mersul lumii. Și fiicele noastre trebuie învățate legea Domnului, că numai în felul acesta vor fi fericite. Vreau să știți că Iisus este capul oricărui bărbat, că bărbatul e capul femeii. Această afirmație este în Biblie, este în toată Biblia, este în orice Biblie. Căci întâi a fost întocmit Adam, ordinea în creație. Căci întâi a păcătuit Eva, ordinea în cădere. Și Pavel spune lui Timotei lucrul acesta ca să justifice întâietatea lui Adam și justificarea poziției lui de cap. Acesta este un oficiu pe care Dumnezeu l-a dat bărbatului. Oficiul acesta nu depinde de capacitatea bărbatului, de abilitatea lui. Este un oficiu. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca un vas mai slab. Dacă femeile se egale cu bărbații din toate punctele de vedere, atunci nu le mai tratăm ca fiind delicate, ca având nevoie de flori, că bărbații n-au nevoie de flori. Nu mai suntem tandri cu ele, că bărbații n-au nevoie de tandrețe. Nu le mai respectăm feminitatea, că-s masculi, s-s bărbați, nu? Dacă nu mai e diferență între noi și nevestele noastre, atunci ne vom raporta la ele ca la niște bărbați. Că așa ne spune feminismul, că ne-au ajuns din urmă doamnele și s-au masculinizat ca noi. Nu mai e nicio diferență. Putem să desfințăm florăliile și să terminăm că-s vase mai slabe, că nu sunt. Ori mergem pe calea Bibliei și femeile-s femei, ori ne gândim la posibilitatea să renunțăm la cartea lui Dumnezeu și toate ființele umane-s bărbați. Dar haide să alegem odată un drum, ori la stânga, ori la dreapta.
Când ne place sunt feminine și delicate sau când le place? Și când e vorba de drepturi și de privilegii, suntem egali. Nu există în Biblie diferență între oameni, bărbați sau femei. Toți sunt la fel înaintea lui Dumnezeu. Au aceeași natură, din același material. Dar când vorbim despre responsabilități, tata-i tată, mama-i mamă. Și să nu dau exemple, că devii ridicol. Că vorbesc unor oameni mari. Porunca divină este patriarhatul, tendința feminismului este matriarhatul, de la patern și matern, adică de la tată sau mamă. Ce vreau să spun? Vreau să spun următorul lucru. În 2012, anul trecut, această doamnă a scris o carte, Sfârșitul bărbaților și învierea femeilor, ascensiunea femeilor, ridicarea femeilor. Ea nu-i tradusă în limba română. Însă cartea aceasta susține că bărbaților le-a pus patriarhatul, femeile i-au ajuns din urmă, ele sunt mai deștepte, sunt mai școlite, mai instruite, ele vor conduce lumea, noi vom deveni pe locul 2 și... Așa făcând o recenzie la această carte, o mini recenzie, adică 2-3 vorbe de explicație, ea vorbește despre independența financiară a femeilor și spune așa: păi femeile din ziua de astăzi nu mai sunt ca bunica să lege-ne 15 prunci și să stea la mâna soțului, dă-mi și mie $10 să-mi cumpăr o cămașă. Na, gata! Astăzi femeile se duc la lucru, sunt independente financiar, și nu mai am nevoie de banii tăi, du-te de aici cu banii tăi. Însă să ne înțelegem, tu cu portofelul tău, eu cu al meu. Independență financiară, spune stimata doamnă. Independență financiară. Și dacă plecăm de la independență financiară, continuăm cu independența până la capăt, că cine începe duce la bun sfârșit ce a început. Ea spune că în 1970... soția câștiga 6% din venitul familiei. Cu 6% contribuia la venitul familiei. Adică aproape cu nimic. Era normal să fie supusă, că era sărăcuță. Dar acum, în 2012, câștiga aproape jumătate, 42.6. A, păi s-au schimbat raporturile, stai așa, că nu mai mă supun deloc, că aduc aproape cât tine. Și peste 10 ani ne depășesc femeile. Că în toate facultățile sunt mai multe femei decât bărbați. Și în Europa și în America. Acum, opinia mea personală, v-am spus data trecută și repet și astăzi, cea mai mare criză a generației mele este criza de bărbați. Nu de indivizi de gen masculin, ci de bărbați după voia lui Dumnezeu. Din motivul acesta, ca o criză a bărbaților după voia lui Dumnezeu, a apărut feminismul, că a avut loc de întors. A fost locul liber. Că dacă erau ocupat de cine trebuia, n-aveau loc de întors. Dar dacă tot nu mai sunt bărbați, de ce să nu fie mai bine femei decât deloc? Cam asta este ideea doamnei. Nu mai sunt bărbați. Adică sunt, dar nu spun de nimic. Leneși, cu ochii după plăceri, nu le place munca, nu citesc Scriptura. Vin la biserică cu biblioc în subțioară, dar în viața lor personală sunt cum sunt. Păi, cu astfel de bărbați nu te duci departe. Femeile sunt serioase, sunt responsabile, sunt harnice, învață, muncesc, pe ce pun mâna termină. Păi dacă toți sunt așa, hai să le lăsăm să conducă. Gata cu patriarhatul! Ele mai vorbesc despre egalitatea violenței. Doamna aceasta spune următorul lucru: bărbaților, s-a terminat cu vremea când ne-ați bătut, ne-ați dat bătaie câtă v-a plăcut vouă. Vrem să vă spunem din statistici că a apărut criminalitate feminină împotriva bărbaților. Și ea prezintă problema aceasta ca fiind pozitivă, adică femeilor nu le mai e frică. Gata! Bărbaților trebuie să le fie frică. Și femeia ne dă statistici.
Și această doamnă spune următorul lucru. Rata criminalității femeilor asupra bărbaților a crescut în ultimii 10 ani de la 11% la 18%. Și ea spune motivele pentru care femeile își ucid bărbații. 1. Bărbatul și-a pierdut serviciu și ea nu vrea să-l întrețină. Și decât să fie acasă să-i mănânce ei pâinea pe care o muncește, mai bine l-o moară. Că tot la fel au făcut și bărbații când munceau și le aduceau lor pâine acasă. Acum le-a venit lor rândul. Ei, cartea aceasta este o carte pe care o citesc copiii noștri. O citesc fiicele noastre. Și dacă vreuna va fi căsătorită și bărbatul într-o împrejurare își va pierde serviciul pentru o zi sau o lună, trebuie să doarmă iepurește noaptea, că nu știe ce se întâmplă. Și un alt motiv, spune ea, este femeia a graduat la școli superioare și e rușine cu bărbatul care are o pregătire medie. Și pentru că e rușine, vrea să scape de el și îl ucide. Spune, nu mi-e rușine să stau lângă ăsta cu 4 sau cu 8 clase și eu am una sau două facultăți. Femeia aceasta scrie o carte de referință apreciată pentru că promovează feminismul într-o manieră foarte profundă și spune, uitați de ce femeile îi ucide pe bărbați. Atunci când vorbim despre cartea aceasta, ea mai vorbește și despre redefinirea negocierii căsătoriei și spune următorul lucru. S-au schimbat normele atunci când era modelul antic de familie, căsătoria era negociată între părinți sau bărbatul. În modelul biblic, negociază soțul și soția, băiatul și fata, prietenul și prietena, logodnicul și logodnica, mirele și mireasa. Evident că au nevoie de confirmarea și de binecuvântarea părinților. Dar normele căsătoriei în modelul modern de consiliere sunt femeile, ele negociază. Astăzi fetele nu mai așteaptă inițiativa băiatului. Na, nici vorbă. Așa spune doamna Hana. Ele au inițiativă în toate lucrurile. E adevărat că bărbatul are creierul făcut în așa fel încât să n-aibă nevoie de stimulare exterioară. Dar ea neglijează asta. Eu nu cred că nu se pricepe. Cred altceva, că are interese să scrie în maniera aceasta. O femeie, prin definiție, nu poate să aibă inițiativă în probleme de genul ăsta. Și nu-mi permit în cadrul ăsta să intru în amănunte. Dar voi intra într-o zi un pic. Aș vrea să vă aduc aminte despre cele trei modele pe care le-am amintit aici, ca să vedeți cum s-au învârtit lucrurile în istorie și să acceptați faptul că în istorie există o minge care se învârte. Și cine a învins ieri va fi învins astăzi. Și noi ca biserică trebuie să simțim în ce direcție se învârte mingea aceasta și să știm cum să accentuăm anumite învățături în copiii ăștia pe care i-am crescut cu greu și nu vrem să devină un material de destrăbălare în țara aceasta, îndreptându-se înspre iad. Vrem să știm cam care este direcția acestei societăți, cam care sunt valorile ei. Și vă aduc aminte despre modelul tradițional sau antic, modelul biblic și modelul modern. Am așezat modelul biblic la mijloc pentru echilibru. Modelul tradițional prezintă familia extinsă. Avem doi termeni când vorbim de familie. Familia restrânsă, soț, soție și copii. Dar în general soț, soție și copil. Familia extinsă înseamnă soți, copii, dar și bunici. Și uneori chiar mai mult, adică mai multe rude acolo. Familia de tip tradițional era familie extinsă. Astăzi, dacă copiii se căsătoresc, nu mai stau cu părinții. Pentru că nu mai este mentalitatea tradițională. Simplu. Asta e toată diferența. Este un trend, este o modă, e ceva ce curge. Nu se mai merge astăzi cu căruța și calul. Veniți dumneavoastră cu o căruță și cu un cal la biserică și o să vedeți cum iese toată lumea afară să facă poze. Nu
nu mai e vremea de așa ceva. E o altă mentalitate. Ei, așa e cu treaba asta, nu mai e mentalitatea asta. Familia nu mai este conservatoare. Înainte familia era conservatoare. Acum nu mai e conservatoare. Familia are siguranță și stabilitate în familia asta tradițională. De ce? Pentru că relațiile sunt puternice, că locuiesc împreună. Loialitatea membrilor familiei este mai importantă decât individul. Adică, un om e important, dar familia e mai importantă. Cu alte cuvinte, oricine din biserică e important, dar biserica e mai importantă decât un om. Să nu te aștepți toată biserica să stea dumitale la picioare. Dumneata, ești important pentru mine, dar când e bătălia între dumneata și biserică, biserica e mai importantă, că uite câte sute de oameni sunt aici. Nu aștepta să neglijezi o biserică întreagă pentru dumneata. Ei, ceva de genul ăsta este vorba aici. Loialitatea pentru familie ca întreg e mai importantă decât mofturile unuia. Eu. Nu există eu, noi. Este echipă. Dar astăzi nu mai e mentalitatea asta. Că boala individualismului este mai accentuată decât cancerul. Părinții se implică în alegerea partenerului copilului. Este astăzi așa? Este și nu este, depinde, cred eu, cred că depinde. Modelul tradițional, femeia este subordonată ca soție și mamă. În modelul tradițional, soția era acasă și se ocupa de casă. Omul ei mânca mâncare caldă, mâncare făcută de ea, proaspătă, copiii erau spălați, educați, pedepsiți, aranjați din toate punctele de vedere. Casa sclipea, că asta era treaba ei. Dar pentru că soțul era în afară, stătea în frig. Să știți că Biblia vorbește despre văduve, nu despre văduvi. Stătea în frig, muncea greu, când venea acasă primea respectul soției. Astăzi nu mai este așa, ce rost are să respect pe el dacă noi amândoi plecăm dimineața și ne întoarcem seara? Care e diferența între tine și mine? Copiii aveau roluri precise în familie, băieții nu se jucau cu păpuși și nici femeile cu mașinuțe. Că rolurile de bărbat erau roluri de bărbat, rolurile de femeie erau roluri de femeie. Astăzi dumneavoastră știți că nu prea mai e așa. Nu, bă, ăștia se căsătoresc cum se nimeresc. Îngrijirea vârstnicilor se făcea în familie, nu în instituții. Dar și a copiilor, tot în familie, nu în instituții. Dar acum ce le facem copiilor? Ne fac ei când devenim bătrâni, în vârstă. Asta este mentalitatea. Eu nu o prezint ca pe un fenomen bun sau rău. Eu nu critic lucrurile astea, nu spun care-s bune, care-s rele. Eu le spun numai ca pe niște realități. E bine să le vedem și să înțelegem ce e în mintea lor. Că dacă nu înțelegem, nu putem comunica cu ei. Să le spunem, plecați de aici că nu sunteți buni. Și ei ne spun, bine că ne-a zis că plecăm, că am fi plecat și dacă nu ne spuneați, că nici voi nu sunteți. Noi trebuie să ne înțelegem. Dar ca să ne înțelegem, trebuie să avem o limbă comună. Valorile de bază erau supunerea, conformismul și autoritatea. Adică, dacă bunicul zicea ceva, când bunicul zicea ceva și nepotul nu asculta, sărea tata. Adică fiul bunicului și copilul nepotului și spunea așa, tinere, dacă încă o dată te mai văd că nu-l asculți pe bunicul, 40 fără una. Dar astăzi, bunicul vorbește, bunicul aude. Că tata se face că plouă, mama se face că plouă, că micuțul trebuie respectat. Micuțul trebuie respectat, dar bunicul nu, a? Ei bine, o să vii în locul bunicului. Și o să vezi când vorbești la copilul pe care l-ai crescut și spune, I don't care. Copilul trebuie învățat cu autoritatea. Că dacă nu e învățat cu autoritatea acasă, când îi spui pe holul bisericii, hei, nu-i voie, va spune, dar cine ești să-mi spui că nu-i voie? Rolul tău e să mă iubești, nu să-mi spui mie ce-i voie și ce nu. Auzi, domnule, dar la semafor, de ce, drăguțule, te oprești la roșu dacă tot ești așa de grozav? Du-te pe roșu, că dacă nu mai există reguli, du-te! Acolo te oprești, nu? Nu mai ești profit de faptul că frații au dragoste și nu mai există nicio regulă. E să știi că pentru cojocul dumitale avem un ac. Că dragostea nu trebuie confundată cu slăbiciunea. Acest model se asociază în mare măsură cu mentalitatea și cultura conservatoare românească, mai ales a părinților și a bunicilor noștri. Cam așa generația mea a fost crescută la părinții lor sau părinții părinților lor, cam așa era. Era societatea agrară, agricultura.
Săpam la porumb, plecam dimineața cu apă și se făcea fierbinte, ziceai că-i ceai. Și o beai că n-aveai încotro. Dacă nu-ți plăcea, aveai deloc. Ori apă caldă, ori deloc, din două una. Rece n-aveai. Nu exista gheață. Gheața era iarna. Modelul modern, familia e nucleară, adică e numai aia din centru, moțul, atât, pe margine, afară. Familia este liberală. Să nu-i spui lui ce să facă, indiferent câți ani are, să nu-i spui, că el știe. Zice, tu mă înveți pe mine? Familia are puțină siguranță și stabilitate pentru că relațiile sunt slabe. Fiecare se încuie în dormitorul lui și cum iese din dormitor, își înfige căștile în urechi și vorbește cu el. Hai, vorbește! Nu te aude, n-are cum să te audă. Astăzi sunt ocupați. Când dorm, dorm și când se trezesc, devin ocupați. Păi noi când mai vorbim? Păi nu mai vorbim. Ok, nu mai vorbim. Asta e familie? Nu-i familie. Ăsta e cămin de nefamiliști. Hotel! Vine familia Popescu la camera 1, familia Mițoi la camera 2, familia Mihăiescu la camera 3, dar n-am nicio legătură unul cu altul, că la hotel doar nu avem legătură unii cu alții, nu ne cunoaștem. Familie tip cămin de nefamiliști. Hotel! Oameni buni! Asta este! Că-i chiar așa sau că-i puțin altfel, depinde de la o cultură la alta, de la un popor la altul, dar trendul, direcția, moda, asta este! Și să știți că noi suntem puțin împotriva ei, cât un grupuleț așa de câteva sute, cum suntem acum aici. Dar miliardele sunt invers. Individualismul membrilor bisericii este mai mare decât loialitatea față de familie. Adică pe mine nu mă interesează de familie, pe mine mă interesează de mine. Nu mă interesează pe mine de familie. Femeia este autonomă și independentă. Poftiți, am vorbit de dânsa mai devreme. Autonomă și independentă. Autonom înseamnă că mă descurc singură și independent înseamnă că nimeni nu spune mie ce să fac. Mi-am recâștigat independența ca Statele Unite. Nu mai sunt sub britanici, acum sunt de ei singuri. Și nu-i mai ajută nimeni că ei se descurcă. Copiii au control asupra propriului lor destin. Spune-i la un copil, vino cu aici. Dă un pic urechea să-i dăm un pic avansul mai mare. Spune-i așa, păi domnule, sună la poliție. Sună la poliție, sună drăguțule, sună, că la urmă o să cauți fericire și viață lungă. Și Dumnezeu spune următorul lucru, cine își cinstește, cine își ascultă copii, părinții, va avea fericire și viață lungă. Oamenii lui Dumnezeu, un copil, oricât de frumos ar fi, nu e adult, n-are minte, nu-i putem lăsa pe ei să hotărască încotro plecăm. Uitați-vă în cartea asta și o să vedeți că spune părinților, educați-vă copiii, nu invers. Părinți, folosiți nuiaua, nu invers. Nu mă înțelegeți greșit, nu vă îndemn la brutalitate sau sadism. Vă spun numai că un copil trebuie educat. Și una dintre metode mai este și disciplina. Că dacă ascultă de voie, de guriță, doar de vorbă, aleluia! Dar dacă nu ascultă, doar nu-l lasă ducă în iad. Îl trag de acolo și cu orice. Familia este caracterizată prin egalitate. Tată, mamă, bunic, copil, nepot, egal! Egal? Păi spuneți și la polițist când vine cu Nino, Nino după noi și îi spui, frate, știai că noi amândoi suntem egal, cum îți permiți tu să mă oprești? E, mâine te oprești și eu pe tine. Spune așa! Autoritate, autoritate! Fraților, cum pe stradă e autoritate și în casele noastre nu mai e? Unde ați mai pomenit așa ceva? Deci pe stradă poliția e în stare, cât e strada asta de mare, că atunci când am venit în vizită în America și am umblat 3 luni, am strâns bani pentru biserica din Giurgiu, n-am putut să-mi imaginez când au pus ăștia atâta asfalt. Eu nici acum mă mir, domne, când au turnat atâta asfalt, că îți dă câteva sute de ani. Atâta asfalt în viaducte, în șosele, în poduri și în tot, în baraje, nu-mi imaginez când. Cred că tot timpul au turnat asfalt. Îngrijirea vârstnicilor se face în instituții sociale. Valorile de bază sunt individualitatea, competiția, nonconformismul și singurătatea. Uitați competiția e acolo. Fratele în competiție cu sora și e bun până la un punct. Dacă intră în competiție cine să ia premiul 1, asta da! Dar dacă intră în competiție
cine să primească mai mulți bani și cine să face socoteala, ăsta a fost în vacanță de atâtea ori, ăsta. Și tot ceartă și mâncătorie în casă, că sunt într-o competiție veșnică. De carte nu le arde competiția. Și soțul în competiție cu soția. Zice, taci din gură că eu sunt mai... Și în loc de tovarăși sunt adversari. În loc să fie tovarăși de viață, sunt adversari de viață. Păi un meci durează 2-3 ore și de-abia îi suferi pe aia care sunt împotrivă. Dar o viață, bă, frate. Să fii tu condamnat să stai cu un adversar în casă toată viața. Doamne, ai milă de mine. Acest model se asociază în mare măsură cu mentalitatea și tendința liberală. Am zis în paranteză americană, pentru că este o societate secularizată și modernă. Modelul biblic este familia monogamă, mono-unu, un bărbat și o femeie. Familia este sfântă, urmărește sfințenia, are mentalitatea abstinenței și a purității. Tot ce fac se gândesc la asta. Vorbeam puțin mai devreme de parc și am făcut apel. Mi-a să știți ce greu mă simt, ce greu mie să spun lucrurile astea. Credeți-mă că oricare între dumneavoastră, dacă ați venit aici la Amvon și v-ați apucat să spuneți fetelor, nu mai veniți cu pantaloni din ea până aici, mă, nu e frumos, mă, că suntem creștini. Nu ne puneți în situația să ne uităm la tot felul de chestii de astea, care sunt chestii de dormitor. Veniți cu pantaloni așa ca să... Vă e cald, înțeleg, dar și nouă ne e cald. Acum nu ne apucăm să ținem cont doar de căldură, mai ținem cont și de caracter și de omenie și de multe alte treburi, nu numai de căldură, că doar... E bine, familia trebuie să urmărească puritatea. Are prioritatea asta, cine are prioritatea asta, nu mai are nevoie de recomandări. Am auzit pe cineva care are alergie la reguli și am încercat să explic următorul lucru. Tinere, ascultă-mă numai un pic. O persoană care e plină de Duhul Sfânt, care își îndreaptă viața după Biblie, nu mai are nevoie de regulile mele să-i spun eu până unde trebuie să fie, nici vorbă. Pentru că cugetul lui îl pune să se uite în oglindă când pleacă la biserică și zice, nu mă pot duce acolo, în primul rând din respect pentru Dumnezeu, în al doilea rând din respect pentru mine, pentru persoana mea, și în al treilea rând, din respect pentru frații mei, să nu fie o pricină de potignire pentru ei. Nu mă duc așa. Nu. Când mă duc la biserică, mă îmbrac de biserică. Când mă culc, nu-mi iau salopetele, mi-au pijamalele. Că activitatea de noapte se numește dormit în pijamale. Ei, când mă duc la biserică, nu încurc dormitul cu biserica, că e complicat. Ei, puritatea aceasta, dacă omul nu are în el conștiința care să-i spună cum să se îmbrace, e nevoie de cineva să vină să-i spună, hei, nu ești îmbrăcat potrivit, ai uitat că ești la biserică. Deci regulile nu sunt pentru oameni care știu ce fac. Regulile sunt pentru oameni care nu știu ce fac și atunci altcineva trebuie să spună, vezi dunga asta roșie, n-ai voie să treci de ea. Ok? Atâta poate. Să-i pui o dungă roșie și să-i spui, nu treci. Regulile nu sunt pentru oameni conduși de Duhul, de conștiință, de cuvânt. Nu! Că un astfel de om n-ajunge să-mi dea mie ocazia să mă duc să-i spun, știi ce? Mai lungește un pic. Că e urât. Suntem în biserică și vorbim de pocăință. Dar dacă nu are această pe Dumnezeu în interior, nu poți să-l lași să promoveze un exemplu negativ în adunare, că mâine mai vine unul, poi mâine mai vine unul, răspoi mâine mai vine unul și nu vă supărați, căutați-vă alt pastor. Familia este autonomă, familia este harnică, familia este unită, familia e înfrânată, familia este înțeleaptă. Acest model se asociază cu voia și caracterul lui Dumnezeu. Cam aceste trei modele le veți întâlni în istorie. Care credeți dumneavoastră că este, care e modelul ce bate la ușa copiilor noștri? Este modelul biblic? Hai să acceptăm că este și modelul biblic. E modelul tradițional? Nici vorbă. E modelul modern? Trebuie să acceptăm că da. Dacă nu ne-am opune, dacă n-am ține un pic proptă, dacă așa stau lucrurile noi care suntem adulți, ce avem de făcut? Ne lăsăm să ne conducă copiii? Unde ajunge biserica?
dacă lăsăm pe niște copii care n-au experiența cu Dumnezeu să ne spună nouă cum trebuie să fie vestimentația în adunarea lui Dumnezeu, cum trebuie să fie comportamentul în adunarea lui Dumnezeu. E adevărat că excepții au fost în orice vreme, și pe vremea Domnului Iisus au fost excepții, și pe vremea lui Pavel, uitați-vă în carte, Corintenii plini de daruri, o grămadă de probleme a avut Pavel cu ei. Problemele au existat tot timpul și vor exista, dar la nivel de excepție. La nivel de excepție. Nu putem noi acum să punem mâna pe sabie și la ușă stăm cu centimetru, nici vorbă de așa ceva. Dar noi vorbim despre niște idealuri care îl onorează pe stăpân, pe Dumnezeu. Noi nu vrem toată ziua bună ziua să amintim reguli, noi încercăm să le spunem fiți plini de Duh. Că dacă oamenii sunt plini de Duh, nu mai au nevoie așa de mult de amintirea acestor reguli. Apropiindu-mă de încheiere, vreau să vă spun că beneficiile fiecăruia dintre cele trei modele, tradiționalismul la antic a promovat superioritatea bărbatului și poligamia, modernismul umanist a promovat emanciparea femeii și moda unisex. Aici suntem acum și ăsta ne e viitorul. Acesta este viitorul, dar numai ăsta. Și ambele redefinesc valorile Bibliei, biblice ale familiei. Cum a spus Dumnezeu, nu-i bine. Biblicismul divin promovează sfințenia, fidelitatea, unitatea, dragostea și așa mai departe. Ei, modelul biblic elimină în mare măsură pericolele la care se expune familia. Acestea pe care tot timpul le spunem în adunarea lui Dumnezeu. Emanciparea și la femei nu sunt condiționate de cariera, sunt condiționate de cariera acesteia. Ce vreau să spun, dragii mei, este faptul că foarte mulți oameni care vorbesc despre emanciparea femeii dau vina pe faptul că femeile fac carieră, adică au și ele meserii. Și nu mai sunt femeile casnice care nu știu să facă altceva decât să facă copiii, să-i crească și să-i educe. Și vorbesc împotriva domeniului profesional al femeii. Personal nu împărtășesc punctul acesta de vedere. Împărtășesc punctul de vedere potrivit căruia o femeie să se creadă superioară că are serviciu, o femeie să se creadă superioară că acum câștigă și ea bani, o femeie să se dea, să se individualizeze cu accountul și cu tot venitul ei și cu toată viața ei, că de acum câștigă și ea bani. Dacă pentru asta câștigi bani, stai acasă că strici familia. Mă gândeam că te duci la lucru să câștigi bani ca să vă plătiți datoriile, să vă faceți o viață mai ușoară, mai frumoasă. Dar cum gândești că într-o familie pot fi două administrații? Păi unde sunt două administrații, sunt două familii. O familie cu două administrații sunt două familii. Unde e unitatea? Unde este punerea împreună? Scumpii mei, scopul meu nu este să vin în casele dumneavoastră și să fac reguli. Vreau numai să proclam voia lui Dumnezeu și să vă spun următorul lucru. Bărbații au riscurile lor. Cel mai mare este văzul. Pentru că probabil vom discuta cândva despre asta. Bărbatul prin văz este stimulat pentru foarte multe lucruri. De aceea inițiativa pornește de aici. Așa l-a creat Dumnezeu. El are o glandă într-o zonă a creierului care îl ajută să facă asta. Femeia însă nu funcționează în felul acesta. De aceea ea nu are probleme cu văzul, ea are probleme cu curiozitatea, competiția, cu stimularea, cu seducția. Toate acestea sunt probleme nu ale femeilor creștine, dar sunt riscuri ale tuturor femeilor. Și scopul nostru în seriile acestea este să vorbim despre aceste lucruri, pentru că noi suntem oameni, acum plecăm din biserică și avem lucru între oameni. Copiii noștri pleacă din adunare și mâine merg la școală și colegilor nu sunt cei de la școala duminicală și sunt musulmani, sunt hinduși, sunt atei, sunt tot felul de copii. Și dacă copiii noștri nu vor fi echipați cu legile lui Dumnezeu, ei nu vor putea să facă față la avalanșa de nebunii care vrea să intre în sufletele lor. Acesta este scopul pentru care noi vorbim deschis și direct, pentru ca să existe o educație și o instruire pentru poporul lui Dumnezeu, să învățăm legile Domnului ca să ne temem de ele și Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Scumpă Biserica Domnului, haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru noi și să ne rugăm pentru poporul Domnului. Încheiem cu rugăciune.